Dragi sibieni, în aceste momente delicate și complicate, fac un apel la dumneavoastră prin care vă rog și vă îndemn să fim calmi, raționali și uniți. Toate măsurile adoptate sunt pentru a ne proteja pe noi și pe cei dragi nouă, pentru a ne proteja viața și pentru a limita extinderea contaminării cu acest virus. Stați acasă! Vă rugăm pentru noi, pentru voi și pentru toți cei dragi vouă. Este important să respectăm recomandările privind distanțarea socială și să-i sprijinim prin toate mijloacele pe cei care luptă în linia întâi, indiferent că sunt în activitate de prespital sau spital. Iar către instituțiile statului fac un apel public în mod direct și deschis și îi rog să fim aproape de cetățeni și, foarte important, să fim corecți față de ei și față de noi. Numai așa le dăm încredere, le arătăm respect și le demonstrăm prețuirea pe care o merită. Manifestarea noului coronavirus SARS-CoV-2 reprezintă atât o amenințare cât și o provocare pentru noi toți. Profit de această ocazie pentru a vă aminti că personalul de intervenție al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Capitanul Dumitru Coitoru al județului Sibiu, al Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu, al Unității de Primiri Urgențe, studenții ai Facultății de Medicină, dar și voluntari din cadrul programului Salvator din Pasiune, este și va fi, indiferent de situație, la datorie, în sprijinul cetățenilor județului Sibiu. Fac și eu un apel la distanțare socială și la conștientizarea faptului că felul în care vom depăși această perioadă depinde de fiecare dintre noi. Stați acasă și ajutați-ne pe toți să fim în siguranță. Organizația Voluntarilor SMURT din Sibiu se află în această perioadă în linia întâi în lupta cu acest virus. Pentru voi, cei de acasă, voi ne puteți ajuta să achiziționăm echipamentele de protecție necesare acestei lupte. Donează și tu un leu pentru medicul meu. Vă mulțumim, ne bazăm pe voi.